Bună ziua, stimați colegi! Ne întâlnim astăzi în ședință extraordinară. Bine ați venit la sediul Consiliului Județean. Mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră, invitaților și neapărat reprezentanților vigilentei prese locale. Pentru început vă invit să ascultăm intonarea imnului național. Așa brusc. Lăsați să termin strofa. Tocmai ne gândeam. Cum spuneam, ședință extraordinară. Avem o perioadă extrem de densă, cu foarte multe proiecte de aprobat. O să vă rog să înțelegeți situația și să acceptați invitația deja pentru o ședință ordinară săptămâna viitoare și s-ar putea să mai avem încă una luna aceasta pentru câteva documentații pe care trebuie să le discutăm, să le aprobăm eventual. Până una alta, ne întoarcem la ședința de astăzi, în primița cvorumului. 29 consilieri prezenți, deci este îndeplinit cvorumul prevăzut de lege. Da, mulțumesc. Spuneau colegii mei că au venit și tabletele. O să vă dăm posibilitatea să aveți o comunicare mai bună cu instituția și toate direcțiile din subordine. Deocamdată, în forma pe care, cu care v-ați obișnuit, v-am transmis proiectul ordin de zi. Dacă sunt comentarii pe marginea acestui document, vă rog. Dacă nu, îl supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Avem, cum spuneam, foarte multe proiecte. Da. Doamna secretar, cu partea dumneai de responsabilitate. Supun aprobării dumneavoastră proiectul, procesul verbal al ședinței ordinare din 7 aprilie 2022. Votează numai cine l-a citit. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Supun și procesul verbal al ședinței extraordinare din 29 aprilie 2022. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc mult. Dar fiindcă a fost numai discuții constructive, nu putea să fie niciun vot împotrivă. Revenind, nu sunt foarte multe proiecte care să suscite discuții foarte aprinse, dar am văzut câteva la care nu avem unanimitate. Probabil vor fi întrebări la care mă străduiesc eu și colegii din instituție să vă dăm toate răspunsurile necesare. Începem cu primul proiect de hotărâre privind încetarea cu acordul părților a contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean. Este legat de finanțarea pe care am avut-o pentru reabilitarea și eficientizarea termică a sediului Consiliului Județean. Comisia juridică, vă rog. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Vă rog. Domnule președinte, într-adevăr este unul din proiectele la care noi, consilierii PSD, ne-am abținut la comisie și motivul pentru care ne-am abținut este că noi considerăm că este un subiect pe marginea cărui trebuie să discutăm un pic și cred că decizie e greu de luat, acea încetare cu acordul părților privind acest contract de finanțare. Aș vrea în ordine cronologică totuși să ne întoarcem și să vedem cum s-au derulat lucrurile. Înțeleg că acest contract de finanțare a fost semnat în 2021, luna septembrie.
la o anumită valoare, cred că undeva la 6 milioane de lei, unde suma negligibilă, implicit partea de cofinanțare, este de 100 și ceva de mii de lei. După care, la o lună de zile, în luna octombrie, acelui așa, noi facem actualizarea documentației și aprobăm această documentație la o altă valoare, mult mai mare, cu o sumă negligibilă de 2.260.000. Într-adevăr, este o sumă măricică, dar o sumă pe care cu toții noi ne-am aprobat-o în ședință de Consiliu. Ne-am asumat-o. Da. Acum, să știți că nu este singurul proiect unde se mărește, la care se mărește această sumă de finanțare. Am mai avut și pe drumul județene. Știm foarte bine, odată cu apariția ordonanței 93, s-au mai făcut acele actualizări. Am mai venit și acolo cu ceva categorii de lucrări în plus, neeligibile. Ceva piste de bicicliști. Și acolo, la fel, am aprobat și ne-am asumat această cofinanțare. Acum, aș întreba, în primul rând, care este durata contractului de finanțare? Dacă poate domnul Macare sau doamna Pana să ne ajute? 31.12.2023, cu corul 2014-2020, mai prelungește, s-a prelungește 3 ani, la anul decembrie, da. 2023, trebuie încheiat. Ce s-a întâmplat de la momentul semnării contractului de finanțare și până acum? Pentru că, din ce am citit în materiale, am observat că nu s-au făcut deloc de contări. În ce stadiu suntem la momentul de față? Nu, am avut predat proiectul tehnic și, din păcate, cum probabil cunoașteți cu toții, creșterile de prețul la material de construcție abia a intrat pe o curbă asimptotică, aș îndrăzni să spun, niște creșteri exponențiale care bulversează toate calculele anterioare. Plecând de la general spre situația particulară pe care, în mod corect, o ați ridicat-o, vă spun că instituția are serioase probleme în a asigura cofinanțări pe toate investițiile reprezentând contracte semnate în perioada anterioară. Vă dau exemplu numai pentru cei 7 km de la DG601, pentru care avem niște solicitări susținute din partea locuitorilor din zonă, în primul rând, au fost și accidente acolo, la care am avut de ales între o variantă cu o cofinanțare minimă neeligibilă de 5 milioane și una considerată de toți specialiștii din instituție suficientă de 8 milioane. Am ales a doua variantă tocmai ca să facem o lucrare consistentă din punct de vedere calitativ și să rezolvăm, măcar pe o perioadă de timp lungă de acum înainte, problema circulației pe acel drum. Prin extensie, dacă acolo am considerat că putem să tratăm ca prioritate, evident că posibilitățile noastre bugetare limitate ne obligă să tăiem din altă parte. Dacă ne-am fi propus doar să susținem asemenea locări, am fi intrat într-o situație imposibilă, nici măcar de la bănci n-am obține credite pentru toate proiectele noastre. Suntem acum la un grad de îndatorare de 50%. El va scădea undeva anul viitor la 20% pentru că se încheie niște credite anterioare. Dar și în aceste condiții suntem obligați cu toții să prioritizăm. Am considerat că acest proiect despre care discutăm astăzi apare oportunitatea realizării acestui proiect și încă în condiții superioare pe PNRR, pe această componentă de eficientizare. N-am sacrificat decât o perioadă de timp, dar vom reveni cu proiectul și încă într-o formă mai elaborată, pentru că nu comentez, au fost rațiuni probabil pentru care s-a aprobat în forma respectivă. Au fost niște categorii de lucrări care nu au fost cuprinse așa cum ce-ar fi dorit experții. A fost o soluție de fațadă cu încheiere cu vopsea decorativă care, iarăși spun în primul rând, arhitecții ar putea fi schimbată cu una mult mai bună, ceva cu fațade ventilate. Dar putem în completare să luăm în calcul și o propunem un alt proiect al Consulețean care prevede un lift și să introducem și această investiție complementară în cadrul noului proiect. Așadar, cu bune și rele putem să considerăm. Propunerea pe care o facem este justificată, în primul rând, de creșterile de prețuri, de toate aceste alte argumente și ca atare am venit cu acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră. Da, mulțumim pentru explicații. Numai că cred că o să ajungem la, sau vreau să ajungem la momentul în care putem să comparăm valoarea proiectului la momentul ăsta, când noi avem contract de finanțare prin POR, da, și ceea ce vom depune pe PNRR, pe valul 5. Din păcate, nu pot să compar această cofinanțare de 2.260.000,
care este la momentul acesta cu ceva. Nu avem cu ce. Pentru că uitându-mă la următorul proiect pe ordinea de zi sau nu, peste două proiecte, probabil avem aprobarea depunerii prin PNRR. Uitându-mă în documentație în spate, așa cum spune și programul, m-am interesat într-adevăr, se aprobă decât o documentație sumară, dar nu văd nicăieri nicio sumă. Noi aprobăm o valoare totală așa cum ne dă programul. Dar eu nu am nicio parte de cofinanțare. Noi la momentul acesta noi nu știm cât va fi cofinanțarea pe acest proiect, ca să pot compara cu ce este acum motivul pentru care vrem să reziliem cu acordul pentru acest contract. Nu am cu ce să spun. Nu am nicio garanție că acea cofinanțare va fi mai mare. Nu am, domnule. Nu avem o garanție, dar toată logica și toată evoluția situației în piața materialului de construcții, în primul rând, ne dau nouă argumente să credem că această cofinanțare de 2 milioane nici măcar nu va fi acoperitoare pentru finanțarea lucrurilor. Va trebui să luăm în calcul, să plătim și mai mult. Pe când pe această variantă prin PNRR, contribuția noastră va fi mult mai mică. Asta este aprecierea pe care o facem în interiorul instituției. Data, repet, nimic la concret. Apreciez? Bun. Nu. Înțeleg ce spune. Faptul că vreți să depuneți pe PNRR, într-adevăr, acolo venim cu alte categorii de lucrări în plus. Și am și citit, am și văzut, dar și spus și dumneavoastră. Este vorba și de acele panouri solare, este vorba și de acel lift. Deși și aici, nu știu, aș avea un pic o reținere, cred că e vorba de dotări și nu știu dacă sunt eligibile de dotările. Vom vedea. E o discuție. Da, păi, asta vă spun. Mi-e teamă să nu ajungem să ne trezim iarăși cu o finanțare cel puțin la fel de mare. N-avem. Știți ce se întâmplă? Renunțăm la o certitudine, da, și mergem pe o probabilitate, da, dar la care nu am văzut nici măcar o sumă. Aici e singura problemă pe care înțeles. O vedic. Acest pentru punctul asta noastră de vedere, putem discuta și tehnic, avem cu cine. În final, dacă ar fi să facem o comparație sau o trimitere în folclor, vă propun să votați vrabia de mână sau ceara de pe gardă. Eu vă spun că mie mi se pare vrabia de mână cu elefantul de băgar, mie să nu cadă gardul cu totul. Vom vedea. Dacă facem comparații așa. A fost evident jumătate în glumă, jumătate în serios. Dar discuții pe subiectul ăsta putem să avem foarte mult timp cu argumente pro și contra. Iar trebuie luată o decizie în acest moment. Și mai vreau să mai întreb, dacă undeva în PNRR nu am văzut, spune concret sau se face referire la obligativitatea depunerii unei declarații prin care să renunțăm la finanțare, la o altă finanțare, să nu fie dublă finanțare. Eu nu am găsit nicăieri, vă spun la modul cel mai sincer. Adică mă gândesc să nu luăm o decizie prematură. Da. La modul ăsta, nu știu, să nu ne grăbim să renunțăm la o finanțare în momentul în care noi nici măcar nu am depus. Noi nici nu știm, ne vedem pe un ordin, nu știu, poate la altă etapă putem renunța. Facem o ședință de îndată, nu are nicio problemă, v-am spus. Sunt lucrări eligibile în plus, acoperim într-adevăr și un cost majorat al materialelor, avem toate argumentele, dar mi se pare un pic momentul prea devreme. Cum considerați? Da. De asta zic, este undeva scrie obligatoriu că trebuie să nu avem finanțare la momentul depunerii cererii. Evident. Eu nu am văzut. Credeți că de declarație. De declarație. Dar eu nu am găsit, să știți, această declarație la moment. Astăzi se transmite pentru partea de spitale și ne-a cerut declarații, da, în acest sens. Sunt. În ministerul program eu nu am văzut această declarație la momentul ăsta. Este obligatorie declarația că nu este finanțat prin altul. S-a dat declarație, știți și noastră lucrul ăsta. Păi s-a dat declarație, există. Dar nu la momentul la care noi mergeam și ceream finanțare pe alt program. Am altă experiență, să știți, când DPPNDR au mers pe POR și au depus pe POR cererea, după care au renunțat în momentul în care s-au văzut pe un ordin pe POR, fără să, într-adevăr, fără a semna un contract de finanțare, ne-am întors și am reziliat acel contract. De asta spun că mi se pare un pic de vreme să renunțăm acum la, vă spun eu, certitudine la momentul ăsta. Noi în interior avem și corespondența respectivă și consultări pe marginea acestor proiecte, încercăm să calculăm toți pașii. O să avem o situație similară și în privința muzeului, unde la a treia procedură de achiziție care s-a încheiat, n-am avut niciun ofertant și deja am inițiat discuții cu cei de la Ministerul Fondurilor să găsim o modalitate să introducem tot pe PNRR și muzeul, chit care parte de consolidare, va fi o sesiune în toamnă. Deci încercăm să găsim soluții și, repet,
vă garantez că la nivelul instituției sunt mulți oameni care vorbesc în mod calificat despre genul ăsta de proiecte. Poate că acum, dacă ar fi să discutăm doar despre subiectul ăsta până la nivel de detaliu cu specialiștii noștri, v-am putea convinge și pe dumneavoastră. La acest moment, asta este ceea ce putem aduce în susținerea argumentului și implicit a proiectului de hotărâre. Că rămân niște rezerve vis-a-vis de finalitatea proiectului, întotdeauna rămân. Noi am avut un procent de realizare investițiilor și de succes foarte mare în mandatele anterioare, să zicem toate, și nici acum nu ne închipuim că va fi altfel decât ne propunem. Dar e cea mai complicată perioadă, cel puțin după Revoluție, cu toate acești factori care pot fi, fără riscul de a greși, considerați perturbatori pentru investiții importante în județul Giurgiu. Suntem obligați să luăm decizii. Să fie așa, eu v-am spus, este vorba un pic de sincronizare, de timing, Bun. Cred că e un pic de vreme, asta e motivul pentru care noi vă spun clar că o să ne abținem. Bine, nu ți să vă contrazic, ați lucrat în executiv. Există și proceduri mai elaborate, mai așezate, mai temperate. Din păcate, cel mai mare adversar al nostru în momentul de față este timpul. Mai sunt alte intervenții, vă rog? Vă rog. Doamne președinte, întreb departamentul juridic. Nu există totuși o variantă să aprobăm o astfel de hotărâre, dar să intre în vigoare, nu știu, cu o clauză suspensivă în cazul în care... Fiind vorba de un contract deja încheiat, asta s-au purtat discuții, da? Și trebuie încetat acesta. E o variantă avreată, da? Îl încetăm și încheiem, trecem pe PNRR. Din ce știu eu, din discuțiile date în executiv, în Bairo, că nu este domnul arhitect aici, totuși costurile vor fi mai mici, adică se face economie, eu cel puțin asta reținusem da, din prezentare. Contribuția noastră da, și cheltuielile eligibile. Dar valoarea proiectului va fi mai mare. Da, dar contribuția noastră, adică asta a fost primul raționament, că lucrări mai multe și mai bune și o economie din buget. Eu asta am reținut. Bun, dacă doriți, putem face o sinteză a tuturor argumentelor pe care le-am luat în considerare și o trimitem tuturor consilierilor, măcar să știți exact ce anume am considerat noi atunci când am votat în favoarea acestui proiect de hotărâre. Mai sunt alte intervenții, vă rog? Bine, spun aprobării proiectul, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Da, mulțumesc. 11. Uite, dacă vreți să discutăm un contradictoriu și să un contradictoriu constructiv și să fiu mai degrabă tentat să vă dau dreptate, acum avem ocazia. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului societății Jutserv și numirea domnului Șoavă Eugen ca administrator al societății. Intervenții, vă rog. Domnule președinte, știți că noi de la început am fost împotriva acestei idei. N-am fost de acord cu argumentele, dar atitudinea a fost ok. Și în clipa de față, prin plecarea domnului fost director manager al acestei societăți, da? Cumva se confirmă temerile și suspiciunile noastre cu privire la oportunitatea acestei, acestui... Ziceam că vă dau dreptate, dar după cum ați început, nu v-ați. Și nu cerem altceva, domnule președinte, decât acum, la finalul mandatului domnului, un raport de activitate, pentru că totuși a fost un an și ceva în care probabil și-a încasat salariul. Da. Și trebuie să știm și noi cu ce s-a ocupat în această perioadă și de ce această plecare intempestivă. Domnul Alexandru a plecat la cerere din funcție, nu l-am dat afară. Și, sincer, nu aș găsi argumente să imput lui situația și evoluția societății, care este, evident, una nemulțumitoare. N-au plecat cu dânsul și cei 70 de membri PNL angajați la societatea, pentru că n-a existat niciodată. Doar el a fost angajat acolo. Dar, din păcate, ce n-am anticipat a fost că societatea Ecosud, cu care noi avem câteva procese pe marginea administrării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Flătești și pe marginea contractului de finanțare privind depozitarea deșeurilor acolo, a găsit o modalitate foarte plicită de fair play măcar, ca să ne blocheze, anume toate solicitările noastre de completare a obiectului de activitate a societății județene ca să pune la treabă pe românește societatea respectivă, au fost contestate în instanță de societatea Ecosud, doar pentru că legea
eu ca inginer spun că printr-un viciu de formă, de fond, cum vreți să spuneți, permite acest lucru oricui. Ei nu au avut niciun motiv să blocheze, dacă veți, faptul că societatea își dorește să facă dezinfecție, dezinsecție. Dar au considerat că blocând o societate care la un moment dat putea fi considerată ca un posibil administrator al CMUD-ului, fac un lucru favorabil lor, avantajos lor. Și au procedat la aceste blocări succesive care au împiedicat societatea să aibă activitate și de aici probleme financiare. Dacă dumneavoastră considerați că există o culpă a managerului, a instituția mea, e dreptul dumneavoastră, dar asta a fost singura rațiune pentru care lucrurile au decurs altfel decât ne-am propus. Altfel, societatea, eu am avut societate și m-a dat trecut și a fost mult, am stat-o pe profit și a fost foarte utilă în relația cel puțin cu primar. Asta era și acum motivația pentru care am înființat o societate care în anumite condiții și în cadrul legal existent poate să ajute foarte mult orice primar care are o problemă urgentă, presantă și care trebuie rezolvată urgent. Suntem într-o altă situație, sperăm să rezolvăm procesele cu Ecosud. Durează mult, sunt 15 întârzieri generate de atitudinea dumnealor în relația cu noi. N-am ce să contest. Asta este legislația, această posibilitate și până nu vom finaliza aceste procese, nu vom putea să avem o idee de ansamblu asupra problematicii, care rămâne cea mai gravă, anume aceea gestionării deșeurilor menajere din județul Giurgiu. Da, în fond am cerut un raport de activitate, da, care ne poate ajuta pe care să vi ne... va prezenta. O să, da, nu mă deranjează să... și îl prezintă. Da. Da. Oricum, soluția pe care vă prezentăm este una și din punctul ăsta de vedere mai avantajoasă, pentru că domnul Șoavă, având și calitate de consilier, a acceptat un contract parțial pe această funcție și, evident, un salariu mult diminuat. Vă rog. Aș vrea și eu să intervin un pic. Vreau să vă întreb, Ecosud încă mai gestionează? Da. Da. Din păcate... Eu știu că într-o ședință anterioară, anul trecut, noi le-am dezideat contractul. Da. Cred că era de așteptat ca ei să încerce să pună piedici vis-a-vis de funcționarea sau buna funcționare a societății județene. Referitor la domnul Alexandru, nu știu ce să zic, dacă nu consider că e bine a dumnealui, un domn care avea un CV ok, apreciat de toată presa de specialitate, cred că problema se pune în altă parte. Dumnealui nu prea a avut obiectul muncii. Așa e. Da. Acum, cu domnul Șoavă n-avem ce să... E la categorie grea, nici nu vă recomand. Da, să contestăm calitățile bine în funcția în care a fost. Da. A fost primar, știe ce înseamnă să gestioneze o comună, să gestioneze un... proiect astfel, de anvergura asta. Mi se pare un pic, sincer, acum nu știu cu câte ore este scris acolo domnul Șoavă, pentru că salariul, vă spun la modul cel mai sincer, 3300 brut, cred că vine undeva până în 2000 de lei net. Îl compătimiți sau vă se pare că e prea mult? Vă spun o chestie, acum nu vreau să mă leg și de contextul general cu majorarea tuturor prețurilor, da? Și așa, da. Mi se pare că îi dăm o sumă de bani foarte mică pentru că știm în continuare că, la fel ca și domnul Alexandru, nu va avea obiectul activității și va cam batea de la câini. V-am spus, la experiența pe care are domnul Șoavă, mă așteptam să primească o sumă mai mare. Bun, puteți să faceți amendament? Nu pot să fac amendament până, într-adevăr, această societate nu începe să dereguleze niște activități. Domnul Șoavă este plecat în județ, încercăm să stabilim traseul unui proiect pentru piste de biciclete, dar și traseul unui posibil, foarte posibil concurs de biciclete pe care să-l derulăm pe 23 iulie. Altfel ar fi fost și de sub prezentat și probabil va fi mulțumit pentru aprecieri. Vă mulțumesc eu numele lui. Alte intervenții, vă rog. Bine, sună apărării proiectul atunci. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 3, proiect de hotărâre numărul 112, prin rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, Comisia Buget, să nu mai ratez, Comisia de Investiții, am avut o discuție, cred că acum două săptămâni, cu doamna prefect, pe marginea deblocării acelor proiecte de investiții care au făcut obiectul unor discuții în contradictoriu. Am convenit pe o modalitate legală și unanim acceptată,
Motiv pentru care astăzi venim în fața dumneavoastră cu bugetul de venituri și cheltuieli, din care lipsesc exact acele proiecte de investiție care au făcut obiectul blocării. Asta nu înseamnă că renunțăm la acele proiecte. Asta nu înseamnă nici că doamna prefect insistă pe acea abordare, dar, repet, o să vedeți, legal am găsit împreună modalitatea ca să reintrăm într-un context și legal și constructiv pentru ce înseamnă proiecte dedicate dezvoltării județului Giurgiu. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog. Spun apărare proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. De acum o să fiți de acord, vă rog, să încercăm să mergem mai repede. Este vorba exact de proiectele care se referă la acest program de eficientizare. Încercăm să introducem toate construcțiile pretabile pentru așa ceva din domeniul public al județului, indiferent că vorbim de construcția sau direcția de asistență socială. Așadar, primul, eficientizare energetică sediu administrativ. Este ce spuneam, proiectul pe care deja îl redepune pe PNRR ca să nu pierdem nici timp și să reușim să obținem o finanțare. Mai mult ca sigur știți, județul Giurgiu a alocat 14 milioane de euro pentru asemenea proiecte. Cu toate aceste proiecte, și dacă vom reuși să introducem și muzeul, va fi o sumă suplimentară, dar cu toate aceste proiecte, probabil undeva la 7 milioane de euro vom încerca să atragem pentru lucrările care sunt prevăzute pe acest program, sub program de finanțare. Comisia de buget finanțe, vă rog. Comisia de investiții. Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură are legătură cu asta? Da. Scuze. Vorbim de fiecare de mediu. A fost prezent 4 din 5 consilieri. A fost paritate, colegi de la PSD. Da, abțineri, în același contă. Mă rog, dacă sunt intervenții acum, e practic discuția pe care am avut-o la primul proiect. Spune, vă rog. Referitor la cofinanțare, spunea domnul Colozel. Cofinanțarea e nesemnificativă și la primul și la al doilea. Problema e că nu mai sunt cheltuielile eligibile care se ridicau la 2 milioane. Cofinanțarea e undeva la 200 de mii de lei. Da. Cea oficial. Asta vă spuneam că nu scrie nici de el. Mă rog. Aș fi vrut să văd undeva, dar să vedem cu toții, nu neapărat pentru mine. Bine, haideți că o să e vorba de mult mai multe proiecte, nu vreau să le adunăm și pe acestea și bine. Dar asta e ideea, că nu am văzut absolut nicio valoare nici. Eu documentația este supusă. Atâta timp cât motivul rezilierii era fix. Da. Suma neeligibilă. Bine, o să vă rog, domnul Adare, să prezentați un material sintetic și îl transmiteți pe mail legat de acest proiect și toate costurile implicate, eligibile și neeligibile. Spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Mai departe, proiect de hotărâre numărul 100, eficientizare energetică și reziliență în clădiri publice, centru de recuperare Respiro. Comisia de buget? Aviz favorabil. Comisia de investiții? Aviz favorabil. Comisia de mediu? Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Similar, proiect de hotărâre numărul 101 privind aprobarea proiectului eficiență energetică în clădiri publice Casa Tifamiliala Andrei. Comisia buget? Aviz favorabil. De investiții? Aviz favorabil. Comisia de mediu? Aviz favorabil. Intervenții, vă rog. Spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 102, aceeași categorie de investiție pentru casa de tip familial Casa Noastră. Comisia de buget finanțe. Aviz favorabil. Comisia pentru investiții. Aviz favorabil. Comisia pentru mediu. Aviz favorabil. Discuții. Spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Punctul loc, proiect de hotărâre numărul 103, Casa de tip familial Dunării. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia de investiții. Aviz favorabil. Comisia de mediu. Aviz favorabil. Intervenții, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 104. Aceeași categorie de investiții pentru Casa de tip familial Elena. Comisia de buget? Aviz favorabil. Comisia de investiții? Aviz favorabil. Comisia de mediu? Aviz favorabil. Intervenții, vă rog.
Până aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 10, proiect de hotărâre numărul 105. Casa de tip familial Gabriela, Comisia de Buget Finanțe, Comisia pentru Investiții, aviz favorabil. Comisia de Mediu, aviz favorabil. Intervenții, vă rog. Spun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 106, Casa de tip familial Ioana, Comisia de Buget, aviz favorabil. Comisia pentru Investiții, aviz favorabil. Comisia de Mediu, aviz favorabil. Intervenții, vă rog. Spunem aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 107, Casa de tip familial Soarele, Comisia de Buget, aviz favorabil. Comisia pentru Investiții, aviz favorabil. Comisia de Mediu, aviz favorabil. Intervenții, vă rog. Spun aprobării proiectul, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre numărul 108, Casa de tip familial Teodora, Comisia de Buget, aviz favorabil. Comisia pentru Investiții, aviz favorabil. Comisia de Mediu, aviz favorabil. Intervenții, vă rog. Spunem aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permite să fac o precizare pe care mi-am amintit-o referitor la observația dumneavoastră cu privire la lipsa celor cheltuieli din proiecte de hotărâre. Proiectul de hotărâre respectă un model transmis. Doamne, e vinovată, oricum. Da? Deci, da, ați văzut că el respectă... Da, 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 repet. Da, e bine. Da. E corectă și... Da, da, pretenția da. Dumnealui e corectă și intervenția dumneavoastră, dar da. Aș insista pentru o fișă sintetică da, cu toate argumentele corect, care și să util. Lămurească da, pe toată lumea. Dar dacă ați făcut niciun proiect de hotărâre privind depunerea, ați da, spus da, că citim da. A documentat, sunt exact conform da, cerințelor da, programului. Da. Mai mult am discutat pe motivul invocării. Da, pe procedură. Da, am apreciat că ați votat împotrivă pentru depunere, ați certificat întrebări. Pentru... Depunere. Pentru depunere am votat pentru, păi, la încetare asta am spus? Nu, asta am vrut să spun dacă am expresat. Ați votat pentru, am greșit. Ați votat pentru la depunere, da. Bun, da, am înțeles. Repet, prezentăm și dumneavoastră și presă o fișă cu argumentele și elementele relevante din, pe acest proiect. Mergem mai departe? Da. Bine, punctul 15. Proiect de hotărâre numărul 114. Prin completarea hotărârii Consiliului Județean, trecerea în domeniul public al județului Giurgiu, în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, a unui sector din drumul județean 412. Aici folosesc... Am sărit? Vă scuzați. Am ocazia să-l bifez când a intervenit doamna secretar și m-am perturbat. Scuze. Proiect de hotărâre numărul 109. Aprobarea depunerii proiectului pentru sediul de GASPC. O clădire relativ nouă, știu că am... A fost reabilitată în 2008, dar la solicitarea celor de acolo încercăm să mărim și spațiul disponibil, dacă vom reuși, și în plus să îmbunătățim eficiența energetică, pentru că prețurile la energie ne obligă să facem acest demers pentru toate clădirile. Comisia de Finanțe, vă rog. Aviz favorabil. Comisia pentru Investiții. Aviz favorabil. Comisia de Mediu. Aviz favorabil. Dacă sunt ceva discuții, solicitări de lămuriri. Spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Revenind la punctul 15, proiectul 114, încercăm să modernizăm pe programul național Anghel Salini, un drum județean foarte important, una dintre ieșirile din județ către DN4, București-Oltenița, care, București-Călăraș, care este... în acest moment nemodernizat, într-o stare de viabilitate sub ceea ce își doresc toți utilizatorii din zonă. Folosesc această ocazie ca să anunț și grupul de consilieri PSD că am primit astăzi o informație relevantă legat de faptul că, într-adevăr, județul Giurgiu va primi în perioada următoare 140 de milioane de lei pentru modernizări de drumuri județene pe programul național Anghel Salini. Noi, din rațiuni lesne de argumentat, am depus proiecte de 550 de milioane de lei, solicitări, mai bine zis, de proiecte, așa că suntem într-un ușor impas în prioritizarea acestor lucrări care să cuprindă mai puțin de o treime din ceea ce ne-ar fi
fost nou de ajuns pentru lucrările dorite. Nu e simplu să facem această prioritizare. N-am nicio mică intenție să fiu singurul decident, chiar că sunt președinte, pentru că probabil că din orice colț al județului, orice persoană interesată ar putea să ridice un argument pro sau contra pe care eu să nu îl sesizez. Deci oricine are vreo propunere și revin cu ceea ce am mai spus și data trecută, că sunt dispus să particip la orice fel de întâlnire constructivă în orice locație. Oricine crede că are o propunere pentru această listă, sunt dispus să o ascult și să discut pe marginea ei. Noi avem o listă de proiecte prioritare, cel mai important fiind drumul județean 411, pentru care s-a semnat contract de finanțare în 2011. Au început lucrările tot atunci, nu sunt finalizate nici acum. Drumul arată foarte rău, toată documentația e la DNA și avem și o notificare de la autoritatea de management că dacă nu modernizăm acel drum și să-l aducem în starea pentru care au fost alocate, cred, 18 milioane de euro, s-ar putea să se termine prost lucrurile pentru instituție, în primul rând, să dăm toți banii înapoi. Deci acel proiect este prioritate zero pentru mine, chit că toate cele care nu trebuia să se întâmple, nu s-au întâmplat în mandatul meu, dar suntem toți parte într-o instituție care trebuie să apere interesele și ale structurii, dar și ale județului. Dincolo de această poziție, care este prima listă, vorbim de un proiect de vreo 40 de milioane de lei, pentru toată suma rămasă neconsumată, dacă aveți propuneri, putem sta de vorbă. Dacă state, intervenții, vă rog. Vă rog. Ați adus în discuție... Vă rog, vă rog. Acest drum județean, acum consider că reprezintă o prioritate pentru județ și pentru dumneavoastră, așa cum ne-ați transmis oarecare siguranță și la celelalte proiecte care se depun pe TNRR și unde avem și acolo o sumă prealocată, la fel ca și la Angesa Living, având iarăși o sumă prealocată, consider că este o prioritate pentru dumneavoastră. Da, da, pentru toți și inclusiv pentru mine, categoric. Asta am vrut să aud. Da, 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 fără doar ce poate. Am și insistat să avem acel proiect tehnic. Ne-a fost prezentat într-o formă pe toți cei 46 de km, dacă nu greșesc, cât are drumul de la limită județ Călăraș până la TN61, la Clejani. Dar din rațiuni de economie am scos vreo două tronsoane undeva în zona Călgăreni-Brăniștari, pe proiectul de apă se va introduce o conductă de alimentare pentru toată zona de est destul de groasă, care va afecta sigur drumul județean. Am mai scos vreo două tronsoane unde drumul se prezintă bine și n-are rost să cheltuim bani inutili să mai turnăm acolo încă un cobor, dar rămân câteva tronsoane foarte afectate, cel puțin de la Singureni până la Ipurești, de la Bulbucata la Clejani și dincolo de la Comana la intersecția cu DN5A, care clar trebuie reabilitate urgent. Asta este obligația mea, sunt primul interesat să rezolv aceste probleme, pentru că cine jură, înjură pe cei care ocupă locurile astăzi, nu se referă nimeni la timpul trecut, că nu are niciun interes. Deci, discutăm pe orice proiect, începând cu acesta categoric și mă bucur că avem aceeași opinie. Alte intervenții, vă rog? Bine, supun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă? Ține? Acesta a fost ultimul punct. Dacă pentru punctul diverse, care nu știu din ce motiv nu mai figurează proiectul din de zi, sunt subiecte de dezbătute în această formulă. Dacă nu sunt, vă anunț eu că vineri la ora 15 avem un eveniment important, 30 de ani de activitate a Consiliului Județean, motiv pentru care am mai amânat de două ori acest eveniment semi-oficial. Vom avea o întâlnire de socializare la o locație în apropierea orașului Giurgiu. Vă invit încă o dată pe toți și o să facem demersul să invităm și reprezentanții presei vigilente ca să vină și acolo să vadă cât de buni colegi suntem și cât de bine colaborăm și instituțional și în afara orilor de program. Suntem la diverse profit acum și de faptul că oarecum ne-ați ridicat mingea la Chileu. Putem avea o discuție vis-a-vis de acele drumuri de țene care, probabil în viziunea dumneavoastră, vor intra la finanțare, prin Angesa Living? Pe asta am și spus. Aștept orice propunere. Noi am depus o listă de drumuri care sumează 550 de milioane de lei. Vă întreb dacă putem acum sau imediat după. Putem să avem oricând, dacă vreți, discutăm și acum.
Și evident că ne putem rezuma la proiecte din această listă. 100% trebuie să ne rezumăm, pentru că știm că banii sunt, bugetul este limitat. Da. Și la drumuri, atât la nivel național, cât și la nivel județean, așa cum și la Consiliul Județean e limitat la acea sumă de 140 de milioane. Da. Discutăm oricând considerat, discut cu oricine, n-am niciun fel de reținere, să accept orice argument pe marginea acestui subiect important. Bine, mulțumesc și eu. O zi bună tuturor!